al treilea mascul din prezentarea noastră. Da. Este tot un exemplar, am înțeles că e semifrate, da? Numai da, după semifrate, mamă. Numai după mamă. E primul porumbel sosit de la, Tartu. E zburat anul trecut la Moscova. E zburat anul ăsta, înainte de Tartu, cu 5 zile la Goldap, la 1100 de kilometri. Deci l-ați băgat cu 5 zile înainte? 5 zile, dar toți porumbeii mei așa au zburat. Deci fantastic. Au venit mercuri de la, Goldap, că s-au lansat marți porumbeii și au venit mercuri. Au stat joi, vineri, sâmbătă, duminic, luni, 5 zile. Marți am dus la... La Urzicen la îmbarcare. La Urzicen la îmbarcare. I-am refăcut foarte repede. Da. Au fost în formă bună, porumbeii au venit. Creier... Da. Fizic, sănătate da. Bună, nu? Deci mama este Van de Veghen, tatăl este Paul Gilmond. Paul Gilmond. O să vă rog să ne spuneți și seria lui, domnul Vărin, că nu i-am zis-o. 8807. Din 2010, da? Când da, greșesc, 2010. Da? Super. Și acest mascul are un semn distinctiv, are ciocul alb, da? Da, ciocul alb. Da, foarte dar mai sunt din ei cu ciocul alb. I-ați vopsit? Sau nu? Nu, i-a vopsit doamne, doamne. Super. Da. Super. Imediat să-l mai filmăm câteva secunde. Aliură de adevărat maratonist, într-adevăr. Da. Excelent la, trup. Da, dacă, la mine dacă nu are musculatură, nu, nu are cu ce, cum să vină. De eliminați pui de, mici din, cuibare sau deci eu nu elimin zborurile. La coș, nu? Și, da, și toamna fac o selecție la mână eu. După ce se încheie concursurile, nu? Da, după ce se încheie concursurile și câteodată fac niște greșeli. Greșeli, poate nu-s greșeli. Iau la mână, nu-mi place, îl dau într-o pliantă separat pentru sacrificare. Și nu mă uit la inele, niciodată nu mă uit la inele. După ce îi sacrific, văd din ce este. Și atunci îmi pare rău că l-am tăiat din nu știu cine era și da, nu știu da. Cine era. Da, așa îi sacrific. Da. Câteodată greșesc și îmi place câte unul care părinții nu-s chiar tare așa și rămân eu la locul ăla altul. Dar poate și mâna mă păcălește, dar... Da. De 42 de ani cam nu prea mai mă păcălești.